Prieteni, vă salut! Foarte mulți întrebați acum, sunați cum, Petru, preparăm, ce facem cu acidoxalex și glicerine. Foarte pe scurt vă arătăm. Aici, în vasul dat, avem 14 kg de soluție pregătite, 7 kg de oxalex, 7 kg de glicerine adusă la 72 de grade. Aici avem pentru 140 de stupi la vete, adică avem așa jumătăți. Avem 280 de jumătăți, asta pentru 140 de familii. Soluția este pregătită, o turnăm încet deasupra, după asta acoperim bine vasul, rămâne până mâine. Mâine cum dăm caturile jos cu miere, când vin caturile la extracție, punem câte două lavete per stup, adică ar fi 100 de grame de soluție per familie. Un tratament destul de ieftin, cu eficiența de câteva luni, cu eficiență foarte mare. Sigur, în timpul cât o să stea lavetele în stup, o să intervenim cel puțin două ori cu ceva benz. Dacă va fi nevoie, vom interveni și cu acidoxalec prin sublimare. Sper să nu fie nevoie. Până la momentul de față, noi n-am făcut niciun tratament. Foarte rar unde prindem câte un varoa în trântori care rupem de sub ramei din corpurile de jos. Înseamnă că situația e foarte bună, asta înseamnă că tratamentele care noi le-am făcut anul trecut și-au făcut efectul foarte, foarte bine. Iar începând din mâine, intrăm iar în forță cu tratamentele și le pregătim în așa fel ca după floarea soarelui, imediat după floarea soarelui, să avem nevoie să facem o singură intervenție, iar după asta o lună, o lună jumate, albina să pregătească pentru iarnă și după asta vom verifica dacă va fi nevoie, vom mai face încă ceva de tratamente. Eu vă doresc pace, sănătate, iubiți albina, aveți grijă de albine, nu uitați, nu vă stăruiți să scăpați 100% de varoa, aveți toate șansele să scăpați și de albine. Așa că tratamentele trebuie să fie făcute ca la carte. Pace și sănătate!